Asta era la nemți, sigur, la noi. Da. Chiar ultima întrebare, mister. Bate Dinamo mâine la Sibiu? Domnule, nu știu. Nu, pentru mine Sibiu este o revelație și e interesant că fotbalul jucat cu Măldărășanu este un fotbal eficient. Să ne gândim că din 12 etape au pierdut doar 2 meciuri. Am văzut un entuziasm în aceasta, dar că mergem să batem la Sibiu, să dea Dumnezeu să se întâmple, pentru că au nevoie de așa ceva, dar vine dintr-un domeniu în care dăm voie să am rezerve de la un jucător care, chemându-se politic, are legătură cu competența politică care a distrus.